Stimați telespectatori, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă rundă de dialog social. Suntem pe finele anului 2017, iar noi continuăm să venim în casele dumneavoastră cu subiecte utile cu și despre salariații țării. Mai exact despre voi, cei care munciți pentru ca țara noastră să poată să prospere. Și astăzi alături de noi sunt reprezentanții sindicatelor naționale, rămâneți alături! Cea mai ambițioasă sarcină a sindicatelor la etapa actuală este stoparea exodului masiv al populației, iar acest lucru poate fi realizat prin trei etape. Vorbim deci aici despre crearea locurilor de muncă și salariile decente, lupta cu economia informală, dar și combaterea corupției. Astfel și-a început discursul președintele sindicatelor de la Chișinău în întâlnirea sa cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional. 25 de ani de când Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline al FMI. Cu acest prilej a avut loc și întrunirea sindicaliștilor moldoveni cu șeful misiunii Fondului Monetar Internațional. Tocmai de aceasta, sindicatele insistă pentru realizarea reformei în domeniul salarizării lucrătorilor din sectorul bugetar și stabilirea salariului minim pe țară la nivelul minimului de existență. La fel, în viziunea CNSM, trebuie stabilit un singur salariu minim pe țară. La rândul său, Ben Kelmanson a declarat că pentru misiunea FMI este extrem de important să cunoască poziția sindicatelor din Moldova vis-a-vis de problemele cu care se confruntă țara noastră la momentul de față. Este foarte important să avem un dialog și să ne ascultăm unii pe alții. Sunt chiar impresionat de analiza sindicatelor asupra problemelor care există la moment în societate și constat cu satisfacție că avem puncte comune în identificarea acestor probleme, iar asta mă încurajează pe mine personal și pe toți reprezentanții femeii per general. La fel am identificat și noi că este necesară crearea noilor locuri de muncă, stoparea fenomenului migrației, lupta cu economia informală. Noi trebuie să ne unim forțele și să lucrăm împreună. Eu vă încurajez să dialogați cu guvernul, pe ei îi vom încuraja să dialogheze cu sindicatele. Totodată, Oleg Budza i-a comunicat șefului misiunii FMI Moldova că CNSM se pronunță pentru neadmiterea elaborării unui nou cod al muncii. Sindicatele cer guvernului să stopeze promovarea proiectului noului cod al muncii, să renunțe la flexibilitatea și liberalizarea excesivă a legislației muncii în detrimentul drepturilor și intereselor legale ale salariaților, să asigure respectarea în procesul de elaborare a legislației muncii, a prevederilor actelor normative internaționale la care Republica Moldova este parte, principiilor parteneriatului social și altele. Doamnelor și domnilor, cunoaștem cu toții că problema salariului decent, muncii decente aici acasă în Republica Moldova rămâne a fi una care preocupă tot mai mult atât salariații țării, dar și ceilalți actori implicați în tot acest proces. Vorbim astăzi referitor la munca decentă, salarii decente, care sunt planurile de la etapa actuală, dar și de viitor a sindicatelor naționale, cele care stau la straja apărării drepturilor salariaților. Vorbim astăzi cu Oleg Budza, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. Bine ați venit la noi în studio. Bine v-am găsit. Domnule președinte, spuneați în una din alocuțiunile dumneavoastră că munca decentă trebuie să devină principalul reper pentru acțiunile guvernului, dar mai exact nu numai pentru acțiunile guvernului, ci a tuturor partenerilor implicați ca acest proces să devină într-adevăr unul realizabil. La ce exact v-ați referit atunci când ați făcut această declarație? Să vă spun sincer, după diferite întrevederile și cu fac decizii din țară și cu partenerii străini, noi încă o dată ne axăm pe o problemă foarte importantă. Până când omul nu va avea un salariu decent și nu va fi garantat un loc de muncă decent, el votează cu picioarele și pleacă din Moldova. Și exodul populației active, populației calificate, populației tânără, ne pune țară mare și mare pericol. Și noi deja simțim că vinind investitorii încep a căuta deja prin diferite regiunile oameni competenți și nu găsesc. Unu. Doi la mână, noi am avut recent și întrunire și cu Camera de Comerț și Industrie, care considerăm că cea mai importantă problemă e pregătirea cadrelor prin învățământul dual, profesionalismul să fie la un nivel contemporan, dar și salariile să fie decente. Pentru că noi vorbim de un salariu care astăzi în Moldova, el este mai jos decât în Albania, mai jos din alte țări de regiune și cu salariile acestea noi nu putem să-i cointeresăm pe oameni să muncească în economie reală. Eu vorbesc de economie reală. Pentru că din economie reală, prin impozitele, prin taxele,
să duc banii în bugetele, asigurările sociale, medicale și bugetul consolidat. De acolo poate fi majorate salariile, pentru că noi am abordat în cazul când ne-am întâlnit cu reprezentantul FMI și cu Peter Mihalcu, problemele acestea. Dar vă spun că recent am fost în Suedia. În Suedia este o regulă. Contractul colectiv de muncă trebuie să fie negociat între liderul sindical, comitetul sindical și patronul. Asta este o meserie cea mai importantă a președintelui comitetului sindical, pentru care, fiți atent, suedezii spun, dacă nu este contract colectiv de muncă, meseria ta nu este îndeplinită. Tu nu ai îndeplinit meseria pentru care te-au ales oamenii. Nu ai încheiat contract colectiv de muncă care prevede condițiile de muncă, salariul decent, trebuie să negociezi, trebuie să depuni eforturi. Și problema aceasta noi, în timpul apropiat, abordăm și la ședința Consiliului General, pentru că responsabilitatea președinților organizațiilor primare, sindicatul de ramură care trebuie să încheie convenție colective la nivel de branșă, este foarte important. În ultimul timp se vehiculează în societatea noastră că se vrea un cod al muncii nou și am avut foarte multe și emisiuni și discuții la acest subiect referitor la modificările care au fost la codul muncii. Cum comentați acest zvon? Sau este o realitate? Este o realitate. Cu părere de rău, s-au modificat codul muncii, anumite articole care lovesc în salariație. Eu am spus de problema aceasta deschisă la domnul prim-ministru și la alți factori decizie și la reprezentanții patronate la domnul Cerescu. Probabil că este un articol special în acord de asociere, dacă nu mă înșel, articolul 177, care prevede toate măsurile care vor fi implementate privind acordul de asociere să nu aducă la detrimentul inclusiv și relațiile de muncă salariaților. Și problema aceasta trebuie să fie respectată. Noi să, nu că să ne descurcăm, dar noi să găsim soluțiile și pentru modificările acestea în codul muncii care deja au fost făcute. Dar acum eu pun mie întrebarea, special pregătindu-se la emisiunea aceasta, am studiat și recent am vorbit și cu factori decizie din Camera Comerț și Industrie. Moldova acum este situată conform reviste foarte importante americane, Financial Times, este situat din 190 de țări pe locul 44 pe capitolul Joint Business, dezvoltarea business-ului. Noi am trecut pe capitolul acesta și România, și Polonia, și Ucraina, și Turcia, și multe țări. Și aici nu este codul muncii nou. Adică noi ne-am ridicat și fără de codul muncii pe poziția foarte avantajoasă în dezvoltarea business-ului. Deci problemele instanțelor de judecată, problemele sistemului bancar, problemele corupției, problemele birocrației, etc. Codul muncii se află pe poziția 15 după investițiile, adică după investigațiile care au fost făcute de companii foarte prestigioase. Pentru noi e important un singur lucru care eu pledez și sper că așa va fi. Iar de recent a fost delegația de Letonia în fruntea cu vice-ministrul muncii. 3 ani de zile eu negociat parteneri în comisia patronate, sindicat de guvern, elaborarea codului muncii nou. Pe urmă au votat, adică în guvern, au trimis în parlament și au primit un codul muncii nou care toate trei părțile au spus că noi suntem de acord. La noi s-a elaborat un codul muncii care a fost elaborat de reprezentanții grup din partea guvernului. Nu au participat nici patronate, nu au participat nici sindicate, s-au pus pe masă, da, să primim codul muncii nou, iată, noi ieșim. Atunci primește un paradox. Atunci sindicatele trebuie să elaboreze un codul muncii nou, patronatele trebuie să elaboreze. Dar la conferința care a fost recent și patronatele au spus că material crud. Nu putem așa să discutăm. Dar noi predăm pentru dialog social la nivel național. 3 partide. Guvern, patronat, sindicat. Și noi să insistăm la formula aceasta să fie realizată. Recent spuneați chiar și dumneavoastră la începutul discursului că ați avut mai multe întâlniri importante cu diversi factori de decizie. Mă refer aici și la întâlnirea cu Iurie Ciocan, cu care ați discutat despre reforma administrației publice locale, la excelența sa Peter Mihalcu, șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Ce ați discutat, dar mai ales la ce concluzie ați ajuns cu acești factori de decizie? Pe mine mă bucură că noi suntem deschiși pentru un dialog transparent, echidistant și abordăm problemele care în societate există și îi deranjează pe salariați care sunt membri de sindicat. Cu domnul Iuriu Cecan eu am fost foarte mulțumit de discuția cu om competent și de echipă care lucrează cu dumnealui,
privind, el este director centru de reforme și așa administrației centrale și pe urme locale în Republica Moldova și lucrează o echipă foarte bine pregătită și produsul care eu propus o variantă, eu consider că este un produs foarte bine determinat, pentru că sunt și doi reprezentanți de Germania care lucrează în componența grupului. Dar în primul rând s-a reformat sistemul de gestionare în ministerii. Ministerile acum nu că au fost lipsiți, dar s-au luat unele pârghiile importante care s-au dus într-o parte. În primul rând, control și gestionarea proprietății de stat. Asta este o problemă care se duce la o agenție care va fi specializată. Partea a doua, în cadrul ministerului sunt, de pildă, secretar general de stat, că acum o bună parte a fost numit, și secretar de stat. Iată, secretar de stat pe noi mai mult ne interesează că ei să fie responsabili de relațiile de parteneri, patronat, sindicate. Noi considerăm că la nivel de branșă, la nivel de ministerie, la nivel de sindicat de ramură, nu este atât de bine dezvoltat și promovat dialog social. Iată, noi recent, întorcându-se din Suedia, am anunțat o scrisoare informativă în adresa domnului prim-ministru și domnului Cerescu, că este o idee, acordul global care au semnat 16 țări, corporațiile a business-ului și sindicatele mari, care promovarea dialogului social, fără de bătăie de cap, fără de careva revoluție, fără de careva cutare. Și noi propunem variantă. Poate și Moldova, nicătând la dezvoltare, că noi nu avem încă dezvoltarea Suediei, Elveției, Germaniei, etc. Poate și noi vom vedea problema aceasta. Dar eu consider că după ce vor fi anumiți în funcție secretari de stat, în primul rând, noi am vorbit și cu doamna Mala Lipciu, coordonatorul OIM-ului în Republica Moldova, să fie cursuri speciale pentru cei oameni care a să dialogheze cu sindicate, cu patronate în cadrul ministerului. Cu Peter Mihalcu, șeful misiunii și așa, Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul, a fost o discuție foarte constructivă. Noi am abordat probleme care țin de competență sindicatelor, am abordat problema de crearea locurilor de muncă, investițiile, legislația, șomaj, economie informală, politicile în problema care se referă la așa, calificarea care noi vorbim pe tema aceasta. Și desigur că noi dorim ca să fie adusă în concordanță cu prevederile și standarde europene și salarizarea. Acum este conceptul reformării sistemului salarizării în sectorul bugetar. Conceptul este, dar noi am cerut să fie văzută și problema de unde e legea și unde sunt banii care sunt prevăzuți. Asta e sistemul unitar, că noi avem atâtea variante pentru implementarea în sectorul bugetar diferite, așa, variante care nu ne aranjează pe noi. Și am vorbit și cu domnul prim-ministru. Domnul prim-ministru, deja avem luna octombrie-noiembrie, noi ar trebui să vedem proiectul legii și în buză să fie prevăzute banii, pentru că oamenii trebuie să știe pentru ce îi primesc, s-au făcut restructurarea, s-au redus și personal în domeniul dat, în sectorul public, dar aș dori să fie specialiști care au rămas să primească salariile bune. Asta este tema principală. Și desigur că cu Peter Mihalcu noi am dorit să fie și proiectele care sunt adaptate pentru îmbunătățirea relațiilor de parteneriat în Republica Moldova. Și nu putem aici uita să menționăm și despre întâlnirea cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional. Într-un timp atât de scurt, sindicatele au reușit atâtea întâlniri importante și în urma discuției, în urma evenimentului la care am participat și noi, de altfel, am înțeles că șeful acestei misiuni este satisfăcut de dialogul pe care l-a avut cu sindicatele. Care a fost deznodământul discuției? Pentru că atunci când guvernul s-a întâlnit cu Fondul Monetar Internațional, ei au pus trei priorități pe masă, și anume educația, asigurarea supremației legii, dar și îmbunătățirea infrastructurii drumurilor. Care este poziția sindicatelor? Ce ați discutat și ce au pus sindicatele în fața Fondului Monetar Internațional? Da, reprezentanții Fondului Monetar Internațional este un, simt așa, un tice, un clopoțel foarte dur la ureche, simt așa, guvernului, și noi considerăm oportun și niciodată nu am scăpat posibilitatea să ne întâlnim, discutăm, să informăm, dar și să abordăm problemele în fața reprezentanților FMI, care sunt, simt așa, structură foarte importantă, pentru că ca atare, dacă FMI este în țară și e recomandă, atunci vin și investitori, ați văzut ce se face cu produsele de cablaj, cu diferite întreprinderi de textilă. Asta nu mă datorim că Fondul Monetar Internațional colaborează cu Republica Moldova. Sunt diferite proiecte, inclusiv sunt și credite, și Banca Mondială. Sunt structuri foarte importante. Dezvoltarea business-ului până când merge bine și de Doamne să fie mai bine.
Sunt trei prioritățile care noi considerăm că trebuie să fie luate în vedere. În primul rând, recomandările Uniunii Europene sunt foarte dure că țările care este nivelul sporit de șomaj și sărăcie trebuie să majoreze salariul minimal până la 50-60% de salariul mediu pe economie. Noi avem la nivel de 20%. La noi salariul e foarte mic și lumea nu este interesată. Partea a doua, noi desigur că pledăm pentru crearea locurilor de muncă și business-ul care vine în Republica Moldova să fie, știm așa, întreprinderile ecologice curate, să fie create locurile de muncă care corespund cerințelor și standardelor, știm așa, securității muncii, dar nu în ultimul rând să fie păstrată directiva principală a tuturor structurilor internaționale. Acolo unde vin investițiile, acolo se formează, să zicem așa, mediul de afaceri favorabil. Și ei se uită, uite, în Moldova s-a format mediul de afaceri favorabil. Mai vin și alții. Noi vedem acum niște tendințe, pentru că am vorbit și nu că am lăudat. Am constatat faptul că poziția băncii naționale, domnul Cioclea, este foarte bună, pentru că s-au redus dobânda procentuală la creditare și acum agenții economici sunt într-o situație foarte favorabilă. Eu știu din practică, 4,5% băncile aleargă după agenții economici să-și alocă creditul și asta e foarte bine. Depozite acum pentru băncile nu reprezintă mare interes, pentru că la depozite la nivel de 5-6% cam deținut banii nu. Atunci unde? În business. Asta e un lucru foarte benefic. 3. Noi considerăm că economia formală au fost depuse eforturi, dar încă considerăm că nu atât de esențiale, că noi trebuie să depunem eforturi împreună. Sindicatele singuri nu fac lucrul acesta numai cu suportul inspecției muncii, cu suportul inspectoratului fiscal, guvernul, patronatele, noi putem să dobărâm. Dar deja unele contravențiile care au fost introduse în codul contravențional, adică măsurile, deja arată că business-ul a început încet, încet să-și iasă la suprafață. Aici pensiile, aici alte probleme și tot ce este. Și desigur noi am abordat problema care considerăm că o parte de oameni au fost obișnuiți nejustificat. Care? Pensionari, cei care au muncit în condițiile grele și nocive, o grupă nu atât de mare, dar ei practic nici nu trăiesc până la 60 de ani. Și noi considerăm că trebuie să fie reluați, acum s-au reluat negocierile, privind ca aceste persoane care muncesc în condițiile grele și nocive să beneficieze totuși de dreptul de ieșire la pensie mai devreme și cu garanțiile mai bune decât prevede asta sistemul de pensie. Iar acum, pe final de discuție, ne interesează probabil și pe telespectatorii noștri la capitolul securitate și sănătate la locul de muncă. Spuneți-ne, vă rog, dacă ați reușit să dați în exploatare acel laborator mobil pe care l-ați procurat și era acolo vorba de niște proceduri, metrologie, dacă nu mă înșel. Corect. Laboratorul mic, noi care avem pentru efectuarea măsurărilor la locul de muncă, condițiilor de muncă și evaluarea riscurilor, deja noi lucrăm. A rămas o mică problemă tehnică, nu o numesc acum, că practic într-o săptămână noi cred că scotărăm. Deja noi aplicăm. Să vă spun, spre bucuria mea, sunt mulțumit și patronii, manageri, pentru că noi venim, propune variantă. Iată, noi am venit cu laborator, voi gratis. De mult nu ați făcut, pe gratis. Noi am venit cu laborator să facem atestarea locurilor de muncă, să vedeți rezultatele, să vedeți unde e rău, unde e bine. Pentru că nu e bine când omul permanent se află în condiții nu prea sănătoase, el se duce pe buletine de boală, are probleme cu sănătatea, nu iese la lucru, dar noi venim pe gratis, acordăm, pentru că olandeșii colegii noștri din sindicate au cerut, pe grandă, este oferit 70.000 de euro, dar au cerut că, insistent, sindicatele să nu ia niciun ban. Unu, doi la mână. Noi, insistent, promovăm ideea, am vorbit și cu domnul Peter Mihal, cu ambasadorul UE, cu care noi ne întâlnim mai des pe tema aceasta, pe terenul să vizitezi și Institutul Muncii, Sănătorii, noi avem, să fie promovată și ratificată Convenția 161, care privind serviciile de sănătate ocupațională. Asta se referă la bolile profesionale.
Asta este problema problemelor, pentru că eu vă asigur, oamenii care ne ascultă pe noi, o bună parte din Moldova au boală profesională. Nici judecată, nici altă instanță nu recunosc. Și noi vrem să fie promovată așa, convenția dată, să fie ratificată, să fie lege și noi pe urmă o să vedem ce avem realitatea în Moldova. Pentru că când vin la mine la primire oameni care au boli profesionale, dar ei sunt, când de vin, spun că noi avem percursală vreo mie, dar noi în Moldova avem unul sau doi cazuri. Nu, pe cine noi înșelăm? Domnule președinte, noi vă mulțumim că ați acceptat să veniți la noi în emisiune. Vom monitoriza în continuare acțiunile sindicatelor, cum am făcut-o de altfel și până astăzi. Doamnelor și domnilor, rămâneți în continuare alături de noi. Continuă emisiunea Dialog Social. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a semnat recent un acord de colaborare cu Camera de Comerț și Industrie din Republica Moldova. Acordul prevede consolidarea capacităților celor două instituții în vederea protejării salariaților membrii de sindicat la locul de muncă. Unul dintre principalele obiective ale acestui document presupune organizarea activităților comune de formare continuă, inclusiv în sistemul dual și alte forme actuale de instruire la locul de muncă. Părțile semnatare s-au obligat să participe reciproc la evenimentele organizate de către CNSM și Camera de Comerț și Industrie în mod separat, pe subiecte de interes comun, să organizeze întrevederile membrilor Comitetului Confederal și conducerii CNSM cu membrii Camerei de Comerț, să se antreneze în ce privește soluționarea problemelor sociale economice și a conflictelor colective de muncă, precum și să promoveze la toate nivelurile principiile parteneriatului și dialogului social. Un lucru care vreau să-l informez pe dumneavoastră și am lucrat împreună cu sindicatele ține de pregătirea forței de muncă. La ședința Consiliului Economic lângă prim-ministru, Camera de Comerț și Industrie a preluat șefia sau conducerea grupului de lucru 6, pregătirea forței de muncă. Foarte bine. Ține pe mai multe aspecte. Nu numai pe dualul de care am vorbit noi, deci preluarea experienței europene de a pregăti tinerii specialiști în cadrul, mai mult în cadrul întreprinderii la practică decât la teorie, dar și pe alte aspecte, cum ar fi formarea continuă acesta, cadrul național al calificărilor și toate ce țin de o pregătire bună a specialiștilor. Potrivit sindicaliștilor, este necesar de a elabora și realiza proiecte comune. Ori peste hotare se atestă o colaborare activă între sindicate și camerele de comerț și industrie. Un exemplu în acest sens este cooperarea dintre CNSM și Camera de Comerț și Industrie din Austria, privind organizarea școlii sindicale. Conform acordului, reprezentanții CNSM vor avea posibilitatea să participe la organizarea concursului Marca Comercială a Anului, care se petrece anual sub egida Camerei de Comerț și Industrie. Veste bună pentru orheieni și nu numai. Peste 2500 de locuri de muncă au fost create la fabrica de cablaje din Orhei. Noua hală de producție cu o suprafață totală de peste 27.000 de metri pătrați este o investiție de 30 de milioane de euro a unei companii japoneze. Importanța fabricii rezumă din dezvoltarea industriei moldovenești, dar și din îmbunătățirea nivelului de trai al populației prin crearea noilor locuri de muncă, obiectiv de altfel comun cu cel al reprezentanților sindicatelor naționale. Totodată, proiectul de educație vocațională promovat de compania Sumitomo în colaborare cu școala profesională din Orhei, care va contribui la pregătirea specialiștilor pentru întreprindere, este la fel o veste bună pentru sindicaliștii moldoveni. Venirea investitorilor străini să fie în condițiile normale, dar noi nu uităm că, în primul rând, la locurile de muncă sunt angajați persoanele tinere și avantajele care sunt în Republica Moldova, care acum s-au ridicat pe așa, clasamentul țărilor cu business-ul care se dezvoltă mai bine decât în alte țări a regiunii, este foarte benefică. Doi la mână, calificare, care totuși firmele care vin în Moldova, chiar și firma Sumitomo din Orhei, au spus că este pregătită și programul special privind calificarea personalului din regiunea aceasta, care este implementată acolo până la 3.000 locuri de muncă și au banii care vor fi alocați pentru pregătire, pentru că totuși este o sistemă de cablaj, sistemă de note de simplu și omul trebuie să fie pregătit, dar cu salariul deja decent. Cel mai important este că 2.500 de oameni vor avea posibilitatea să lucreze aici, acasă, în Republica Moldova și să nu fie în situația de a pleca peste hotarele țării
puterii pentru a-și găsi un loc de muncă, astfel încât să-și întrețină familia. Declarația aparține prim-ministrului Republicii Moldova, Pavel Filip. Totodată, șeful cabinetului de miniștri a specificat că sporirea atractivității investiționale a țării rămâne o prioritate de bază a guvernului. Este un eveniment important și pentru industrie, această industrie în Republica Moldova, care creează noi și noi locuri de muncă. Este important și pentru stat, din punct de vedere că mai avem un contribuabil destul de mare. Dar, dincolo de aceasta, cel mai important, din punctul meu de vedere, este că 2500 de oameni vor avea posibilitatea să lucreze aici, acasă, în Republica Moldova și să nu fie în situația de a pleca peste hotarele țării pentru a-și găsi un loc de muncă, astfel încât să-și întrețină familie. La rândul lor, reprezentanții companiei japoneze au menționat că fabrica din Orhei este o componentă importantă în îmbunătățirea calității producției, iar compania va contribui în continuare la dezvoltarea socială și economică a Republicii Moldova. Soluționarea problemelor cu care se confruntă sindicatele de toate nivelurile în activitatea lor de zi cu zi depinde în mare măsură de gradul de pregătire și de competența cadrelor sindicale, dar și activiștilor sindicali. Declarația aparține președintelui CNSM, Oleg Budza, care ne asigură că instruirea cadrelor este o prioritate pentru instituția pe care o reprezintă. Recent, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a organizat o activitate de perfecționare a formatorilor sindicali la nivel național pentru a spori capacitățile acestora. Această activitate are un format specific. Ne-am propus să analizăm diverse practici inovative aplicate în cadrul mișcării sindicale la nivel mondial, care pot fi utilizate și adaptate la realitățile din Republica Moldova în procesul de instruire a membrilor de sindicat, a subliniat Rodica Popescu, secretar confederal al CNSM. La activitate au mai participat formatori din cadrul aparatului CNSM de la Institutul Muncii, dar și centrele sindicale național-ramurale. Cei prezenți au făcut un schimb de idei în baza experienței acumulate în cadrul participării acestora la diverse activități organizate în ultima perioadă în diferite țări ale lumii. Astfel, formatorii au analizat obiectivele și conținutul agendei Organizației Națiunilor Unite 2030, au discutat aspecte ce vizează evoluția și impactul stabilirii salariului minim la nivel mondial, rezultatele și practicile de organizing identificate în urma participării la Congresul 28 al Federației Americane a Muncii, liderismul transformativ în perspectiva CNV internațional, dar și modele de formare profesională duală în Germania. Șomerii înregistrați la Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social vor presta, la solicitarea primarului localității, activități de interes comunitar. În acest proces se va respecta durata normală a timpului de muncă, dar și a normelor de securitate și sănătate la locul de muncă. În acest sens, Cabinetul de Miniștri a aprobat modificări și completări la legea cu privire la ajutorul social. Astfel, tipul lucrărilor, calcularea numărului de ore, evidența și controlul activităților de interes comunitar urmează a fi stabilite de guvern, însă orele de prestare a acestor activități se vor calcula proporțional cuantumului ajutorului social de care beneficiază familia, dar nu va depăși 40 de ore pe lună. Conform documentului, excepție vor face familiile pentru care suma stabilită a ajutorului social este de până la inclusiv 30% din nivelul venitului lunar minim garantat sau șomerii din cadrul familiilor beneficiare care se află în una din situațiile ce nu permit antrenarea în activități de interes comunitar. Guvernul a decis modificarea mecanismului de acordare a indemnizației unice pentru tinerii specialiști cu studii medicale și farmaceutice plasați în câmpul muncii în mediul rural, conform repartizării Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Potrivit noilor prevederi legale, indemnizația unică în mărime de 45.000 de lei pentru medici și farmaciști și 36.000 de lei pentru personalul medical și farmaceutic mediu se va achita în trei rate egale, a câte 15.000 de lei și respectiv a câte 12.000 de lei după expirarea primei luni de activitate și ulterior la finele fiecărui an de activitate. Totodată, tinerilor specialiști plasați în câmpul muncii în mediul rural până la intrarea în vigoare a modificărilor operate prin legea numărul 103 din 9 iunie 2007,
2017, li se va efectua recalcularea indemnizației unice la finele anului 3 de activitate. De asemenea, din calculul celor 3 ani se vor exclude perioadele de suspendare a contractului individual de muncă, precum și perioadele de aflare în concediul pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 4 ani. Conform calculelor estimative, pentru anul 2017, din bugetul de stat vor fi alocate circa 92 de milioane de lei pentru acoperirea integrală a indemnizațiilor și facilităților acordate tinerilor specialiști încadrați în câmpul muncii în mediul rural. Stimați telespectatori, eu vă zic la revedere, nu înainte, însă să vă amintesc că aveți oportunitatea să ne scrieți la adresa afișată pe ecran sau să apelați linia fierbinte a sindicatelor 0800 820. Și ziarul Vocea Poporului vine pentru dumneavoastră ca de obicei cu informație utilă și de calitate, îl puteți găsi la toate chioșcurile din țară. Până atunci însă nu uitați, stabilim adevăruri numai prin dialog social. Toate bune! Sunt Rodica Vâlcu Cravcenco și vă dau întâlnire săptămâna viitoare!